Anul acesta, 2500 de cupluri sau femei singuri ar putea primi bani de la stat pentru fertilizare in vitro. Vor fi decontați câte 15.000 de lei pentru o singură procedură, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de guvern. Iar ajutorul ar putea fi luat la nevoie de 3 ori de același beneficiar. Programul ar urma să înceapă în octombrie, iar măsura este luată pentru încurajarea natalității, care de 30 de ani este în continuă scădere. În 2050, România va mai număra doar 15 milioane de locuitori. Nicole Brunel a devenit mamă după 7 proceduri de fertilizare in vitro, iar acum are o fetiță de 8 ani. Eu sunt o femeie dintr-un cuplu infertil care a avut șansa să-și descopere nevoia de a duce această luptă în Franța, unde am beneficiat de 5 fertilizări in vitro complet gratuite. Și când spun complet gratuite, înseamnă toate consultațiile, toate medicamentele, toate procedurile. În Franța, până la testul de sarcină din sânge, totul este acoperit de asigurarea de sănătate. România pune însă abia acum bazele unui program național pentru susținerea natalității prin proceduri de fertilizare in vitro și embriotransfer. O hotărâre de guvern aprobată astăzi prevede demararea programului de la 1 octombrie. Prima condiție pentru obținerea banilor este ca femeia sau cuplul să aibă o indicație medicală pentru aceste proceduri specializate. Pe baza actelor doveditoare, un beneficiar va putea să obțină 15.000 de lei pentru o singură procedură de cel mult 3 ori. În acest program vor putea să intre doar femeile cu vârste între 20 și 45 de ani, iar autoritățile estimează că anul acesta numărul beneficiarilor va fi de 2500, în vreme ce anul viitor se va ajunge la 10.000. Medicii specialiști în fertilitate spun că banii decontați de stat pot fi suficienți doar în anumite cazuri. Pentru unele paciente poate fi un buget la limită, pentru altele este un buget absolut suficient. Cu cât femeia este mai tânără, cu atât șansele de reușită sunt mai bune. Nevoia de tratament depinde în special de vârsta femeii și de rezerva ovariană acesteia. Pentru pacientele trecute de 35 de ani, șansele sunt de 50% ca o singură procedură să fie o reușită, spun medicii. Tot ei estimează că un cuplu din 6 se confruntă acum cu probleme de infertilitate. Potrivit Ministerului Familiei, România se află în topul clasamentului dezastrului demografic care afectează întregul continent european. În 2050, țara noastră va avea doar 15 milioane de locuitori, de la 19 milioane în prezent, potrivit Eurostat. De altfel, natalitatea în România este în scădere de 30 de ani. Anul trecut, numărul bebelușilor nu a depășit cu mult 180.000. Ultimul an în care a fost depășit numărul de 190.000 de născuți vii a fost 2017. De atunci, totalul variază între 170.000 și 188.000.